Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Noiembrie aduce o mulțime de provocări pentru gemeni. Pentru a le rezolva pe toate, reprezentanții acestui semn zodiacal vor trebui să decide obiectivele și planurile, precum și să atingă armonia spirituală. Abia atunci poți merge înainte fără să te uiți înapoi. Ai încredere în intuiția ta. Cineva apropiată te va face să te îndoiești. Luna nouă în Săgetător pe 23 noiembrie este un moment bun pentru a construi relații romantice și de familie. Dragoste În viața gemenilor, există multe momente ambigue. Visezi la aventura romantică și la fericire simplă alături de persoana iubită, dar îți amintești mereu cât de bine este să fii liberă. Dacă la începutul lunii gemenii au toate șansele să cunoască o persoană interesantă, atunci în ultimele zile poate apărea o situație sau un conflict neplăcut pentru a-și apăra independența. Dacă poți găsi un compromis rezonabil iar cealaltă jumătate te va sprijini, atunci o astfel de relație va avea o perspectivă foarte puternică. Reprezentanții unei familii ar trebui să aibă grijă să creeze confort în jurul lor ai grijă de reparații sau planifică o mutare mult așteptată. Cineva pe care te bazezi adesea te poate dezamăgi. Nu lua cu ostilitate glumele și umorul altora, în noiembrie ești prea sensibilă. Sănătatea Gemenii ar trebui să fie atenți la bolile tractului gastrointestinal și la toxinfecțiile alimentare. Ritmul intens de viață îți pune în pericol sănătatea? așa că pe tot parcursul lunii sfaturile astrelor vor fi relevante pentru a urma o dietă și a te odihni mai des. Nu neglija sportul, chiar dacă activitatea fizică este dificilă pentru tine, mergi mai des și asigură-te că faci exerciții. În a doua jumătate a lunii noiembrie, ai grijă cu transformarea aspectului. Este mai bine să planifici procedurile cosmetice și o călătorie la dentist pentru perioada între 20, -20 și 25 noiembrie. În ultimele zile ale lunii pot apărea probleme la nivelul organelor urinare, încearcă să nu răcești excesiv, îmbracă-te întotdeauna în funcție de vreme. Banii, pentru gemeni urmează o lună destul de încărcată, schimbările viitoare sunt pozitive. Multe evenimente nu vor depinde de tine. Reprezentanții activei zodiei vor încerca sincer să țină totul sub control, dar astrele insistă că trebuie să mergi cu fluxul și să nu fii atentă la dificultățile temporare. În a treia decadă, poți cumpăra sau vinde în siguranță proprietăți imobiliare. Orice tranzacție, construcție și reparație va avea succes. Dacă intenționezi să pleci într-o călătorie de afaceri, atunci amână până după 20 noiembrie. Căutătorii de locuri de muncă trebuie să fie sârguincioși, lenea și timiditatea îți pot face rău. Fii încrezătoare și nu ezita să ceri sfaturi dacă nu știi ceva. Mulți gemeni vor avea șansa de a participa la competiții interesante, de a participa la antrenament sau de a se manifesta la un curs interesant. Mediul financiar va fi oarecum instabil. Dacă nu-ți poți păstra economiile, atunci consultă-te cu rudele mai în vârstă care te vor ajuta să faci o alegere importantă. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!